Unul dintre cele mai așteptate evenimente culturale își deschide din nou porțile, pentru al cincelea an consecutiv. Dedicăm și această ediție și întregul eveniment, în primul rând copiilor. Pentru ei, cred eu că a fost cel mai important și rămâne foarte important să oferim o lecție de istorie. Au fost foarte mulți oameni care au găsit un moment să ne transmită că pentru copiilor a fost o lecție de istorie mai importantă și mai consistentă, mai bogată și mai valoroasă decât ce au învățat la istorie în ani de școală. Startul festivalului se dă mâine în Piața Ovidiu, când va fi aprinsă flacăra istorică. Apoi seara, în Parcul Tăbăcăriei, are loc lupta dintre daci și romani. Anul acesta vom avea, cam la Marea Bătălie, reconstituirea asaltului cetății de la Genucla. Vom avea și mașini de război, balistă, scorpion, catapulte. Sperăm să fie ceva inedit și frumos. Publicului și gladiatori. Și gladiatori vom avea. Este ultima oară când la festival mai participă Tomiris, interpretată de președintele Asociației Litoral Delta Dunării, Corina Martin. Au evocat-o însă Herodot în anul 425 înaintea lui Hristos, apoi istoricul Jet Iordanes, apoi Voltaire, Shakespeare, Mircea Eliade, Mihai Eminescu, numai câteva nume vi le-am dat. Peste 50.000 de evocări pe internet despre personajul Tomiris, pe care încearcă să și-l asume mai multe țări, între care și România. Este o întâmplare fantastică tot ce este legat de acest personaj. De aceea spun că mă voi despărți cu foarte mare emoție. Organizarea festivalului s-a ridicat la 38.000 de lei, bani veniți de la Asociația Litoral Delta Dunării, dar și de la sponsorii evenimentului.